care deschide seria conferințelor regionale, organizat pentru prima dată în Timișoara și care continuă parteneriatul pe care îl avem cu Banca Comercială Română și mai nou cu partenerul EduPedu, reprezintă deschiderea pe care Universitatea de Vest o are pentru zona de educație financiară. Credem că rolul nostru al universității este acela de a sprijini formarea de competențe pentru a forma, pentru a educa oameni, cetățeni, pentru secolul în care suntem. Este un proiect care a debutat acum 7 ani, avem deja un istoric, când ne dorim să trecem la nivelul legat de educație financiară transdisciplinară. Asta înseamnă că fiecare materie, fie că vorbim de matematică sau de istorie sau de chimie, trebuie să fie transpusă din punctul ăsta de vedere pe înțelesul copilului. Adică fiecare elev ar trebui să știe de ce e bine să învețe la materia asta și cum îl va ajuta practic în viața de adult, astfel încât să poată să tindă și să obțină prosperitate economică. Cred că este o bună oportunitate pentru a cultiva educația financiară în rândul elevilor, care ar trebui să fie, să se regăsească mult mai mult în curicula școlară. Pot spune că se poate face educație financiară încă de la preșcolar. Eu personal la clasă am aplicat strategii prin joc, pentru că cei mici se joacă și așa învață. De la, nu știu, recompense cu care să-și cumpere de la magazin ceva, cu recompense pe care să le reinvestească, la care să primească dobândă, recompense cu care, recompense însemnând, nu știu, bănuți făcuți din hârtie sau happy face-uri care valorau o anumită sumă de bani. Copiii merg la magazinul din clasă, își cumpără un pix, un creion, un caiet sau pot reinvesti, pot să-i păstreze și pot merge într-o excursie dacă toată clasa respectă regulile. Încă încerc să identific ce metode aș putea să folosesc, dar cu siguranță aș vrea să fie ceva practic și palpabil, adică ceva ce pot să aplice din prima zi, adică proiect în care se poate să-și facă buget personal, pe care să-l introducă în bugetul familiei, poate să identifice care sunt elementele acestei piețe financiare, pentru că toți copiii vor să facă bani, adică pentru ei e atât de important să facă bani, e ca și cum un scop, mai ales cei care sunt în gimnaziu, încă visează să devină bogați. Și cred că mi-ar plăcea să găsesc și metode de conștientizare, adică ce înseamnă banii, de ce îi facem, ce împlinesc banii într-un final, pentru că la urmă împlinesc niște nevoi și până la urmă care sunt acele nevoi și de ce vrem să avem. Deci voi vrea să identific metode non-formale, ca să zic așa, de integrarea acestei educații financiare în viața lor de zi cu zi. Sunt foarte multe videouri, cred că și urmăresc foarte mulți YouTuberi care prezintă o mulțime de variante de cum să faci bani, așa că e important să ne folosim de mediul online.